Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vom discuta despre organizarea redurilor pe canalul de YouTube al școlii. Vă voi arăta cum puteți face acest lucru în 5 etape sau 5 pași. Crearea canalului de YouTube, personalizarea acestuia, identificarea redurilor, organizarea redurilor în playlisturi și organizarea playlisturilor. Haideți să începem! Prima dată vom accesa YouTube. -ul. Eu am accesat YouTube-ul, după cum observați, în partea dreaptă sus, încă nu sunt conectat la contul meu. Mă voi conecta la contul meu folosind contul instituțional. Ei bine, fiecare dintre dumneavoastră dispune acum, după pandemie, de un cont instituțional. Voi accesa acest cont, îmi voi introduce datele, adresa de e-mail și parola. Ei bine, pentru că Google a cumpărat platforma YouTube, odată ce avem un cont Google, cel de școală în acest caz, avem automat și un cont de YouTube. Cum accesez secțiunea Contul meu pentru a vedea canalul meu? În dreapta sus avem o iconiță unde este pusă prima litera contului nostru. Și vedem aici în dreapta sus, la mine este un ș, pentru că am denumit contul meu școala educred. Vedeți cum am făcut acest lucru? Cum mi-am personalizat canalul? Ei bine, din această secțiune, din dreapta sus, dând pe acea iconiță cu și, mă duc în secțiunea canalul tău. Vedeți că aici, în această secțiune, în dreapta, pe albastru, am personalizează canalul și gestionează videoclipurile. Apăs personalizează canalul. Aici pot schimbați diferite setări, diferite preferințe ale canalului meu. Îi poți schimba chiar și numele. Haideți să vedem. Așteptăm să se încarce această secțiune. Și vedeți, avem aici aspect, branding, informații de bază. În primul rând, trebuie să schimbăm secțiunea informații de bază. Aici mi-am schimbat eu numele canalului și vedeți că aici la informații de bază avem numele canalului, eu i-am pus școala Educred, puteți pune numele școlii dumneavoastră, pseudonimul pentru a fi mai ușor de găsit, mai ușor de identificat de către elevi. Și eu am pus aici școala Educred fără diacritice pentru că așa este mai simplu să fie identificat atunci când dăm o căutare pe Google. Și am pus și descrierea. Pentru mine acesta este un canal experimental pe care l-am făcut special pentru a realiza acest tutorial. Și o adresă a altor canale, spre exemplu, puteți pune linkuri aici către alte canale. Apăsând adăugați link, scrieți titlul linkului și apoi linkul către acel canal. Eu am pus linkuri către canalele de YouTube Educred Gimnaziu și primar Educred. Ei bine, așa vă creați și vă personalizați canalul. După care puteți apăsa opțiunea afișează canalul pentru a vedea cum arată canalul dumneavoastră. Următorul pas, așa cum am specificat în prezentarea mea, îl reprezintă identificarea redurilor. și vă voi arăta imediat cum facem acest lucru. Eu sunt profesor de geografie, așa că vă voi da cele mai multe exemple pe geografie. Am canalul meu. Eu deja am aici niște playlisturi create, dar vă voi arăta cum putem să identificăm un red și să-l adăugăm într-un playlist pe canalul meu. După cum vedeți, eu am aici playlisturile deja organizate. Cu reduri. Spre exemplu, să spunem că sunt în prima sau a doua săptămână la geografie, clasa a 5 -a, și vreau să caut lecția Universul și Sistemul Solar. Scriu în bara de căutare Universul și Sistemul Solar, EduCred pentru a identifica resursele educaționale deschise realizate în proiectul CRED pe această temă. Apăs tasta Enter și mai apar rezultatele. Iată, mi apare primul rezultat de pe canalul EduCred pentru că am folosit și acest cuvânt la căutare, apoi mi apare cel de pe canalul Lecții Geografie, Geographic Classes. Îl accesez pe primul. Aștept să se încarce pagina unde se găsește acest red. Eu voi opri sunetul pentru a nu se suprapune cu vocea mea. După care, pentru a-l adăuga pe un playlist pe canalul meu, merg în partea dreapta jos, unde am educare gimnaziu, abonat, am numărul de like-uri, dislike-uri, trimite și apoi trei punctulete. Apăs pe cele trei punctulete și apăs salvează mi se va deschide un pop-up nou unde vedeți deja mi-apar playlisturile pe care le am eu pe canal. Pot să adaug la unul dintre aceste playlisturi bifând căsuța din partea stângă, dar vedeți că eu am pentru clasa a doua, clasa pregătitoare, clasa a întâi, diferite discipline. Și atunci creez un playlist nou apăsând creează playlist nou. Apăs creează playlist nou, îmi cerei să introduc numele playlistului. Și voi pune clasa A5 a 5 eu voi folosi mai întâi numele clasei și apoi numele disciplinei. Clasa 5 geografie. Voi face acest playlist. Îl voi face public. El poate fi public, nelistat sau privat. Eu îl voi face public pentru a avea oricine acces la el. Și apăs creează. În dreapta jos. Și mi-apare mesajul adăugat la clasa 5 geografie. Dacă merg acum pe canalul meu, am da, mă duc pe pictogramă din nou canalul tău și o să vedeți că am un nou playlist. Iată, pe lângă cele organizate deja de mine, în secțiunea playlisturi, am și acest nou playlist, clasa 5-a geografie, unde se găsește materialul, universul și sistemul solar, aspecte generale. Iată, odată dat click pe acest playlist, vedeți că îmi apare materialul de pe canalul de YouTube educre Gimnaziu și pot adăuga câte materiale doresc eu acestui playlist. Și la fel pot proceda pentru câte playlisturi doresc eu să creez. Pot crea, spre exemplu, cum am gândit eu, clasa a 5 -a, spre exemplu, și apoi pentru fiecare disciplină câte un playlist. Clasa a 5 -a geografie, clasa a 5 -a istorie, clasa a 5 -a matematică, clasa a 5 -a limba și literatura română. Eu pe canalul meu, după cum vedeți, am deja mai multe playlisturi create. Și mă duc din nou să vă arăt pe canalul meu. Secțiunea canalul tău. Iată, ele se află aici și eu le-am grupat deja pe clase. Clasa pregătitoare, clasa 1, clasa 2, iar playlistul nou creat nu mi-apare nicăieri. De ce? pentru că eu trebuie să personalizez din nou canalul meu pentru a apărea și acesta. Dacă nu le-am personalizate, ele îmi vor apărea în mod aleatoriu. O să vă arăt și imediat cum. Accesez din nou opțiunea Personalizează canalul. Aștept să se încarce această secțiune. Voi mai închide din ferestrele de sus pentru a avea o viteză mai mare la încărcare. Este foarte important acest lucru pentru că altfel playlisturile nu vor fi organizate pe clase, ci pur și simplu ele îmi vor apărea în ordinea în care le-am creat, în ordinea cronologică. Și le trebuie să organizate pe secțiuni. Iată, aici la personalizarea canalului, în secțiunea Aspect, văd că am secțiuni. Da? Secțiuni prezentate. De exemplu, eu v-am arătat mai devreme că le-am deja organizate. Pot să șterg aceste secțiuni apăsând pe cele trei punctulețe din dreapta Elimină secțiunea, voi elimina toate cele trei secțiuni pentru a vedea care este diferența. Apăs publică și o să dau acum să-mi afișeze canalul ca să vedeți dumneavoastră cum arată ele atunci când nu sunt organizate pe clase. Și a putea face astfel o diferență între cele două. Iată, pe pagina de pornire nu mi apare acum absolut nimic. Mai devreme mi apăreau playlisturile create. În secțiunea playlisturi îmi apar playlisturile mele. Vedeți clipuri apreciate, apoi clasa 5-a geografie, clasa 2-a comunicare și tot așa în ordinea cronologică în care au fost create. De la clasa 1 mem, cel pe care l-am creat primul. Ei bine, merg din nou la secțiunea personalizează canalul și adaug secțiune. Apăs adaugă secțiune din dreapta jos și mă întreabă cum vreau să fie această secțiune. Poate fi cu videoclipuri, videoclipuri populare, videoclipuri scurte, streamuri, un singur playlist, mai multe playlisturi și eu selectez mai multe playlisturi. Aici mă pune să pun numele secțiunii și eu voi pune, din nou, voi face secțiuni pentru fiecare clasă. Clasa 1. Ce fac mai departe? Mă duc jos și bifez toate playlisturile de la clasa 1. Clasa 1 mem, clasa 1 dezvoltare personală, clasa 1 religie, clasa 1 abilități vizuale și abilități practice. Dacă vreau să fac mai întâi pentru clasa pregătitoare, schimb aici sus și pun clasa pregătitoare. Selectez materialele de la clasa pregătitoare, playlisturile de la clasa pregătitoare. În fiecare playlist eu am adăugat ca exemplu câte un material și apoi apăs gata. Dacă vreau să adaug o secțiune nouă, din nou adaug o secțiune, mai multe playlisturi, îi spun clasa 1, Și selectez materiale de clasa 1, unde am apoi materiale pentru fiecare disciplină în parte. Apăsc o să adaug și secțiunea clasa A2 și apoi clasa A5 pentru că pe acestea le am până acum pe canal. Am materiale de clasa pregătitoare, întâi a doua și clasa A5. Clasa A2, selectez material de clasa A2, apăsc gata. Merg din nou pe secțiunea adaug o secțiune, mai multe playlisturi, clasa A5 -a și selectez clasa 5 -a geografie. Și le pot schimba ordinea trăgând din partea stângă de acele două săgeți orizontale și trăgând spre în sus sau în jos în funcție de cum doresc să le mut. Iată, am pus acum și apăs publică după care trebuie să apăs afișează canalul pentru a vedea ceea ce a ieșit. Haideți să vedem cum arată acum canalul meu. Așteptăm să se încarce pagina. Și iată, acum pe pagina de pornire a canalului meu vedeți că am playlist clasa pregătitoare, la rândul său având mai multe playlisturi. De fapt, este o secțiune numită clasa pregătitoare care cuprinde clasa pregătitoare dezvoltare personală, clasa pregătitoare religii și clasa pregătitoare comunicare în limba română. Apoi clasa 1 cu 4 playlisturi, secțiunea clasa 2 cu 4 playlisturi, secțiunea clasa 5 cu un playlist și așa îmi pot organiza materiale pentru fiecare clasă în parte și fiecare disciplină în parte, apoi într-un playlist. În acest playlist Putem adăuga resurse educaționale deschise pe care le considerăm noi relevante, sau putem mai bine să colaborăm cu profesorii de fiecare disciplină în parte și să ne ajute aceștia să adăugăm pe canalul de YouTube materiale. Chiar le putem da acces acestora la canalul nostru, le putem da username-ul și parola pentru a putea organiza chiar ei materialele la fiecare disciplină. Dragilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!